Ziua Națională a României a fost marcată și în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Ceremonia organizată a început cu prezentarea onoriului și întâmpinarea oficialităților, fiind urmate de intonarea imnului național al României, iar apoi a avut loc oficierea serviciului religios. Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 decembrie Ziua Națională a României, cel mai important moment din istoria românilor. La eveniment au participat atât autoritățile județene, cât și cele locale. Ziua de astăzi are semnificație profundă pe care, din fericire, noi le trăim în pace. 1 decembrie este despre solidaritate și unitate în jurul aceluiași obiectiv de țară, dar și despre rememorarea demersurilor și sacrificiilor făcute de înaintașii noștri pentru înfăptuirea lui. Aducem astăzi un profund omagiu celor care au contribuit la crearea statului în care trăim, partenerul cu o contribuție importantă la construcția europeană, care este România. Un stat apropiat de valorile occidentale și dedicat misiunilor de apărare prin prisma apartenenței la cea mai importantă alianță politico-militară. România trebuie să însemne acasă pentru toți cei ce simt, iubesc și trăiesc românește. Iar noi, cei care suntem între granițele ei, trebuie să o facem primitoare, prosperă, în care să ne simțim împliniți. Sunt mândru să fiu român și sunt fericit că m-am născut pe acest meleag minunat. Mă bucur să fim astăzi împreună, sănătoși și prețuiesc aceste momente alături de dumneavoastră. Aveți încredere și speranță în viitorul României și îndreptați-vă cu toții eforturile pentru a face din această țară una în care valorile democrației și binelui să primeze. La mulți ani locuitorilor județului Mehedinți! La mulți ani România! Sărbători fericită tuturor! 1 decembrie este despre Marea Unire, este despre România modernă, este despre datoria pe care o avem, să credem cu adevărat în valorile țării și să fim capabili să ne ridicăm la înălțimea generației care a înfăptuit Marea Unire. O zi extrem de importantă pentru poporul român, cea mai importantă zi, Ziua Unirii, cum se dorește foarte frumos astăzi, în Severin, cu paradă, cu punerea de coroane. Trebuie să ne reamintim an de an de cei care au făcut posibil această unire, au făcut posibil pe noi astăzi să trăim într-o comuniune, să trăim în liniște, să trăim într-o țară liberă și democrată. Chiar dacă în acest moment la granițele noastre se desfășoară un război, România continuă să fie o țară sigură, continuă să fie o țară liberă. La mulți ani, români, la mulți ani, Severin! 1 decembrie este ziua marii noastre împliniri naționale, cu o enormă încărcătură spirituală și emoțională, rămasă în conștiința românilor ca suprema încununare a multor vise, rod al eforturilor, sacrificiilor și jertfelor seculare, ale unui neam însetat de dorința de a se regăsi între aceleași hotare. Astăzi suntem cu sufletul spre trecut și cu mintea spre viitor, un viitor care va aparține urmașilor noștri. Ziua Națională este cu siguranță un moment zero, un moment potrivit pentru a ne reconfirma fiecare dintre noi credința, devotamentul și atașamentul față de această țară, față de acest popor. Români, oriunde ne-a fost dat să trăim, pe aceste meleaguri binecuvântate, ori pretutindeni în această lume. Să păstrăm în suflet demnitatea și spiritul românesc, care nu cunosc granițe sau limite, și să încercăm să construim o țară mai puternică, mai unită, mai prosperă și mai sigură pentru noi și urmașii noștri. La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, dragi mehedinți! România trebuie să însemne acasă pentru toți cei care simt, iubesc și trăiesc românește, iar noi, cei care trăim între granițele ei, trebuie să o facem primitoare, prosperă, un loc în care să ne simțim împliniți.